rememorări și în cărțile care le-a scris despre înaltul, chipul, un chip lăuntric al înaltului, un fel de a fi, un fel de a fi al omului. Cum era omul Bartolomeu Anania, omul duhovnicesc în primul rând, pe care numai dânsul le-a văzut. Și pentru că poate că avea ochii larg deschiși, cum se zice, într-o uimire, ca Veniamin, cel mai tânăr, uimire, avea ochii larg deschiși spre înaltul Bartolomeu. El ca tânăr stareț, eu l-am cunoscut pe părintele când era în strană la Nicula, în vremea când în preasfințitul Vasile era starețul Niculii, stareț la Nicula, preasfințitul Vasile atunci avea doar stareț de la Nicula, și l-am cunoscut, l-am văzut pe părintele împreună cu părintele Teofil Roman, actual episcop în Spania, și părintele Andrei, îmi scapă celălalt nume, Coroian. Erau toți trei în strană la Nicola. Și erau toți tineri, foarte tineri. Nu vă puteți închipui ce tineri erau. Adică părintele n-avea niciun fir alb. Niciun. Și după aceea l-am cunoscut chiar într-o dată mergând cu mașina, luându-mă preasfințitul Vasile de pe stradă. M-a dus la mănăstirea Dobric și el era duhovnic acolo la mănăstirea Dobric, părintele. Și după aceea l-am tot văzut, l-am tot cunoscut, ne-am tot întâlnit. Dar cred că întâlnirea cu înaltul Bartolomeu și cu preasfințitul Vasile, dar întâlnirea cu înaltul Bartolomeu a fost un briliant în viața dânsului. Adică dacă noi valorăm cu ce fel de oameni ne întâlnim, ce mari întâlniri avem în viață, cred că întâlnirea cu înaltul Bartolomeu i-a dat părintelui Dumitru o greutate deosebită, sufletească, spirituală, și o înțelegere altfel a vieții. Și cred că are multe să ne spună, nu vă mai țin. Și noi am propus părintele și am zis că sunt dialog cu tinerii, dar nu înainte de a ne spune o jumătate, o patru jumătate, o oră, ce vrea dânsul despre omul înaltul Bartolomeu. Și pe aceea întrebările noastre. Părintele ascultă. Mulțumesc, părinte. Ziceam părinților din altar că la o întâlnire a părintelui Dumitru Stăniloae cu Calistos Huier, în străinătate, bineînțeles, au participat, au asistat la o slujbă dintr-o catedrală catolică și după ce s-a terminat slujba, care a fost impresionantă, a fost întrebat părintele Dumitru Stăniloae, v-a plăcut, părinte? Zice, mi-a plăcut, dar parcă nu s-a întâmplat nimic. Pentru că erau toate prea la linie. Observăm că aici, la Biserica Studențească, se întâmplă multe lucruri. Și în această seară s-a simțit acest lucru și prin slujba de pomenire a Mitropolitului Bartolomeu și prin organizarea care ad hoc, care este, cred că deja, sfântă tradiție, dar prin prezența dumneavoastră permanentă și a copiilor dumneavoastră și a generațiilor după generații. Nu m-am gândit efectiv despre ce să vă vorbesc, știind că este un dialog și voi fi provocat și atunci voi răspunde la provocare, însă astăzi am fost prezent într-un mediu academic unde a fost evocat Mitropolitul Bartolomeu, respectiv teza mea de doctorat, în cadrul unei activități a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, a Institutului de Istorie George Barițiu, și m-am bucurat, pentru că ei nici nu au bănuit atunci când au programat că astăzi este ziua trecerii în veșnicie a Mitropolitului Bartolomeu. Și mai mult, ei au început o serie de activități în cinstea lui Avram Iancu. Da, este vorba de bicentenar și cu siguranță între acești doi oameni este o legătură extraordinară. Știți că el spunea cu moții, mai degrabă decât să faci o mănăstire, faci o revoluție. Și avea dreptate Mitropolitul Bartolomeu, care a făcut și mănăstire și revoluție în cele din urmă. Așadar, a fost în mediul academic pomenit astăzi, va fi pomenit la Catedrala Mitropolitană în mod solemn,
în duminica care urmează, va fi pomenit, dacă ne ajută Dumnezeu, de întâmpinarea Domnului la Mănăstirea Nicula, care este una dintre ctitoriile lui. Pentru că ziua de 2 februarie era însemnată pentru el, era ziua în care a fost uns în monahism. Și prefera să fie și să slujească în ziua de 2 februarie la Mănăstirea Nicula. Și iată că și în acest mediu, pentru că el știți bine că vă iubea foarte mult, iubea foarte mult tinerii și pentru că întotdeauna a avut această grijă duhovnicească să sădească în sufletele tinerilor câte un cuvânt care să îi călăuzească pe parcursul tinereții și a vieții lor. Mitropolitul Bartolomeu rămâne totuși omul cetății Clujului, pentru că amvonul catedralei a fost înnobilat de el și totdeauna când se va vorbi de amvonul catedralei, trebuie neapărat să se vorbească despre mitropolitul Bartolomeu. Știți, el spunea că, adică de fapt și făcea, nu spunea, el rămânea acasă foarte mult. Avea doi episcopi tineri pe care îi trimitea pe teren și el rămânea mai mult la Cluj. Și socotea de cuviință că el nu trebuie să lipsească din catedrală. Catedrala o socotea corabia amiralului, iar celelalte biserici și mănăstiri flota amiralului. Și apoi când a apărut și Radio Renașterea, cu atât mai mult, considera că amiralul trebuie să-și transmită cuvântul și prin văzduh. Nu numai pe uscat și pe ape, și prin văzduh. Și atunci el era prezent în catedrală și predica mult, să știți, așa cum a provocat părintele să predic 45 de minute, cam așa predica el. Nu o voi face eu chiar așa, dar vom vorbi, dacă doriți, unii cu ceilalți. Însă nu se simțea acest lucru. Știți prea bine, cei care l-ați auzit, nu se simțea timpul cum trece, pentru că el făcea în așa fel încât timpul să stea în loc. E adevărat că avea în spatele lui și această calitate de dramaturg, de regizor, știa cum să transmită lucrurile, cum să le spună, știa când să ridice tonul, când să-l coboare, adică pentru era o artă de a vorbi. El nu vorbea întâmplător, să știți. El tot ce spunea, spunea cu maxim de responsabilitate, deși predica lui era pregătită doar pe jumătate. Ne spunea adesea, celor care l-am cunoscut, așa cum zice părintele, și am stat sub același acoperiș, și îmi spunea mie la Mănăstirea Nicula că el își pregătea, îl găseam sâmbăta înainte de a pleca pregătindu-și predica de duminică și îmi spunea că el își pregătește predica pe jumătate, cealaltă jumătate îi o transmite auditoriu. Și era atent, avea el câteva persoane, cred că în catedrală, pe care le urmărea și care îi răspundeau. Era un fel de feedback la cuvântul său. Și atunci el simțea din ochii, din mimica celor care îl ascultau, dacă este pe drumul cel bun, dacă trebuie să schimbe cursul, dacă trebuie să schimbe subiectul sau dacă trebuie să insiste. Și atunci predica lui se construia. În catedrală se construia datorită credincioșilor. De aceea el spunea mai spre sfârșitul vieții că dacă vouă vi-e dor de cuvântul meu, mie mi-e dor de fețele voastre. Și atunci, pentru ultima dată când l-am întâlnit eu la spital, în camera de spital, din preună cu preasfințitul părinte Vasile, care l-a și spovedit pentru ultima dată, eu i-am mărturisit, ținându-l de mâini, că noi îl iubim. Și el mi-a răspuns și eu vă iubesc pe voi. Și am îndrăznit și să fac acest lucru, că nu mai avea el puterea să iau mâinile și să mi le pun pe creștet. Da, deci el era omul care știa să transmită și care transmitea din dragoste față de Dumnezeu și față de oameni. Este deprisos să vă spun că acest lucru îl făcea și în pușcărie. Nu? Știți, prin morse, el predica în calorifer și asculta o pușcărie întreagă, inclusiv gardienii.
erau obligați, până a fost interzis, să-i asculte predicile. Deci era una dintre calitățile părintelui nostru Bartolomeu, care l-a promovat foarte mult, mai ales în dimensiunea aceasta duhovnicească, bisericească. De Condei, nu trebuie de asemenea să vă spun eu, avea Condei și nu doar Condei, tot el spune că era mânat de pana Duhului. De pana Duhului, atunci când a diortosit Sfânta Scriptură. Știți ce a însemnat? O muncă de 11 ani în care el de fapt a retradus Sfânta Scriptură, avea mai multe ediții ale Bibliei traduse după Septuaginta și a încercat să ajungă la numitor comun și să-l aducă în duhul bisericii, ortodoxiei noastre, pentru că traducerile occidentale au derapat așa. Multe sensuri au devenit altele decât cele ale ortodoxiei noastre. Și de aceea au apărut și notele de subsol, care dacă noi ar trebui să le evaluăm, ar însemna biblioteci întregi pe care le-a parcurs Mitropolitul Bartolomeu, astfel încât să lase explicații la textele esențiale ale Sfintei Scripturi. Deci a fost o muncă enormă. Deci biblioteci întregi sunt la subsolul traducerii Bibliei, a diortosirii Bibliei, varianta Mitropolitul Bartolomeu. Pe lângă faptul că el, după ce a retradus, a diortosit Sfânta Scriptură, a și citit-o cu voce. Nu doar că a scris-o cu mâna, toată Scriptura. A și citit-o cu voce și s-a înregistrat, avem aceste casete, s-a înregistrat pe sine și după ce s-a înregistrat, își punea casetele în urechi și dădea drumul la ele și corecta textul. El și-a corectat textul. El însuși, bineînțeles, când a ajuns la tipar, a fost necesar și de alte corecturi. Știți, tehnoredactarea face multe probleme la un moment dat. Așadar, deci el a muncit foarte mult. Textul scris de mâna lui și audio este în seifele de la Mănăstirea Nicula și le dorim publicate, am bănuit eu că vă provocați, dar știți dumneavoastră că astăzi am auzit acolo la Academia Română Filiala Cluj că un om de asemenea învergură provoacă amici și inamici. Da. Sperăm că aceste casete să ajungă să fie valorificate. Eu am provocat și am încercat să determin ca aceste casete să fie puse într-adevăr în valoare și sper din tot sufletul să se întâmple acest lucru. De altfel mai doresc ceva și cred că veți fi în asentimentul meu, ca paralelă sau ca paranteză, cum vreți, dar poate fi paralelă, de ce nu? Am dorit că în pandant cu Casa Memorială de la Nicula, de acolo de fapt Casa de Creație, care a fost construită pe vremea mea când eram stareț, de fapt sunt două clădiri legate și a doua clădire am vrea, unde este biblioteca și atelierele mănăstirii, să fie Casa Memorială Vasile Fluieraș, pentru că a fost unul dintre stareții rei întemeietori ai Mănăstirii Nicula, mai ales din punct de vedere duhovnicesc. Și am vrea ca ce ne-a lăsat el, atât cât a mai rămas, pentru că o parte au ajuns deja la Nicula, biblioteca de pildă, o parte din ea, dar lucrurile care au rămas în casa de la Cluj să ajungă la Mănăstirea Nicula, unde să se pună în valoare, unde să puteți ajunge dumneavoastră să vedeți casa Preasfințitului Vasile, locul unde se ruga, locul unde se odihnea, de ce nu? Deci se poate... Și acest demers l-am pus în lucrare, însă n-am ajuns încă la o finalitate. Mă întorc la Mitropolitul Bartolomeu. Da, Biblia a fost o lucrare începută la Mănăstirea Văraticului, însă
continuată la mănăstirea de la Nicula. Și aici am avut eu impactul cel major, să zic, și am reușit să-l determin, să facem ceea ce se numește astăzi reședința sau Casa Memorială a Mitropolitului Bartolomeu, că l-am convins să construim o asemenea casă. Știți stăreția de la Nicula? După ce m-a pus stareț, mi-a spus ferm că își dorește să transforme stăreția în casa lui, să-și aducă biblioteca, să-și aducă toate lucrurile personale, pentru că după ce moare un episcop, chiar dacă se sigilează, s-ar putea să nu rămână toate lucrurile la locul lor. Și el își dorea dinainte să le rânduiască la mănăstirea Nicula, având această experiență când a ajuns el arhiepiscop la Cluj, după înaltul Teofil. Eu am ascultat, bineînțeles, erau în primele zile de stăreție, vă închipuiți, aveam 28 de ani, zicea părintele că n-aveam fire albe, e drept. Poate că multe mi le-a făcut și Bartolomeu, că aveam emoții, să știți, totdeauna la întâlnirea cu el. Și după ce l-am lăsat să zică și am fost de acord cu el, i-am spus în al preasfințite, vedeți acolo pe deal, era un șopru mare de lemn, dacă vă aduceți aminte, pe stânga, cum vă uitați așa, către mănăstirea Nicula, era un fel de adăpost al pelerinilor și cu perspectivă, așa până la Bobâlna, se vede de acolo și ia pusurile de soare deosebite. Acolo unde este astăzi, de fapt, reședința și casa memorială, și zic, n-ar fi bine să facem una din temelii? Și el mi-a spus că nu mai am timp. Era în vârstă. Vorbim de anul 2000. Ei avea o anumită vârstă. Și acest lucru care m-a determinat să insist oarecum a fost că îmi mărturisea adesea că el n-a avut niciodată acoperiș deasupra capului. Poate acoperișul de la Aiud, dar nu era acoperișul lui. Și l-am văzut, asta a fost dimineața, și după masă, după ce a servit masa, l-am văzut cu bastonul care este la capul meu, capul patului meu de la chilie, ca să-mi aduc aminte de el, da, și cu varga, luând bastonul și plecând pe deal singur, fără să mă cheme, s-a întors după un oarecare timp și a intrat în chilie singur. Iar a doua zi era sâmbătă, era vinerea, sâmbătă, a doua zi. Am avut parastaz de 40 de zile după Ioan Alexandru, care erau prieteni. Am făcut parastasul și el a plecat să fie instalat mitropolitul Teofan la Craiova. Și pe drum, până l-am condus la mașină, mi-a spus, părinte Dimitrie, mi-ai stricat liniștea, facem reședința. Când mă întorc, vedem și ne socotim și facem reședința. Și am și făcut-o. Primii bani mi-a dat el. I-am tăiat chitanță, trebuie să știți acest lucru. Și primele desene ale casei respective mi le-a făcut el cu mâna lui, mitropolitul Bartolomeu. Și acolo și-a definitivat lucrarea deosebită de ortosirii Sfinte Scripturi, mai degrabă a Vechiului Testament. Noul Testament a fost deortosit la mănăstirea Văraticului. Și atunci când am sfințit paraclisul reședinței, care i-am dat hramul Sfântul Apostol Bartolomeu, bineînțeles, atunci a spus, în sfârșit am acoperiș deasupra capului. Și pentru mine personal, sigur, și pentru obșa de la Nicula a fost o mare împlinire. Acolo, în capela Sfântul Apostol Bartolomeu, când cobora de la dormitor sau de la bibliotecă spre sufragerie, își spunea rugăciunile. Avea cartea de rugăciuni deortosită de el și psaltirea. Două cărți de rugăciune avea. Cartea de rugăciuni obișnuită și psaltirea și ochelarii, care sunt și acum acolo. Avea un epitrahil și un omofor
Și ce mai avea? Avea rasa cu care a fost în pușcărie și avea ghetele sau pantofii peste care a fost bătut în tălpi, în pușcării. Și sunt și acum. Se poate ajunge acolo. Se poate ajunge, sigur, că de aici la România trebuie pile multe și să mijlocească Sfinții lui Dumnezeu. Sunt pantofii, sunt așezați sub Sfânta Masă. Și pe Sfânta Masă este o cruce de alabastru sculptată de fratele lui Dumitru, când erau în pușcărie unul cu altul și nu știau unul de celălalt. Și unde au aflat dinpreună că mama lor plecase în veșnicie, cu ajutorul celorlalți deținuți, care la un moment dat, în fabrica de mobilă, i-a spus mitropolitului Bartolomeu să prindă de capătul unei bănci, că la capătul celălalt era fratele său. Și cât au cărat banca respectivă și au spus unul altuia ce s-a mai întâmplat între timp, printre altele, că murise mama lor. Și tot acolo este un chivot în paraclisul Sfântului Apostol Bartolomeu, un paraclis care este macheta bisericii din sat, unde a fost botezat, tot construită de fratele său. Și care este făcut așa, bucățică cu bucățică, cum se putea în pușcării. Și aceste odoare sunt la Mănăstirea Nicula, pe lângă biblioteca lui, care nu mai este cea inițială, pentru că a fost confiscată de comuniști, dar tot ce a mai adunat între timp și care au semnături holografe de la autori sunt la Mănăstirea Nicula în păstrare, tablouri și alte și alte lucruri personale ale mitropolitului Bartolomeu, pe care și le-a dorit să rămână în grija călugărilor de la Nicula. Pe lângă, două seifuri, unde sunt toate manuscrisele lui, scrise de mâna lui, tot ce a scris el și s-a publicat, inclusiv cele din pușcărie, care le-a scris pe fiecare rând câte două rânduri, știți? Vă aduceți aminte probabil și de acest amănunt, pentru că primea doar câte o coală de hârtie și ca să facă economie scria două rânduri pe un rând și fără greșeli. Și fără greșeli. De fapt, își turna din minte versuri și proză pe care el le-a scris pe creier într-o perioadă de timp în pușcărie și la un moment dat a fost trimis la muncă și n-a mai putut repeta versurile respective, textele respective, ca să le țină minte. Și atunci a fost necesar să le aștearnă pe hârtie. La muncă se deteriora totuși această activitate a minții. Și le-a pus pe hârtie, sunt acele caiete cu sute, sunt legate cu hârtie neagră de film, dacă știți dumneavoastră, la plămâni, dacă ați făcut vreodată, acolo erau acele filme învelite în hârtie neagră. Pentru că el era în secția de tebeciști, a avut o problemă de sănătate în această direcție și doctorul de acolo l-a ajutat și i-a dat această hârtie și le-a legat în hârtia respectivă și numele cărților sunt scrise cu pastă albă, așa cum se scriau filmele de plămâni. Ele sunt, vă dau doar un amănunt, sunt toate aceste caiete care vrem să le punem și pe acelea în valoare la vremea potrivită în Mănăstirea Nicula, în reședința care acum se numește Casa Memorială Mitropolitul Bartolomeu. Trec de la una la alta, vedeți, așa poate un pic alambicat, însă acestea sunt amănunte care impresionează și care rămân, pentru că nu poți să te detașezi. Deși, să știți dumneavoastră, mai ales de perioada în care a fost închis, nu-i plăcea să vorbească. Ori de câte ori îl provocai, nu. Și mai ales pentru că trebuia să dea nume. Un lucru pe care, de asemenea,
îl ignora total, adică nu era de acord să dea nume, pentru că rămânea omul respectiv cu pata și, sau cu nimb. Vine despre cei care așa putea vorbi degajat, dar despre cei care erau cu probleme, nu. Încerca să se oprească la timp. Nu-i plăcea să vorbească despre perioada de detenție, dar despre acestea care v-am spus eu cu caietele, pe care le-a scos din pușcărie, nu ascunse, ci pe brațe, se bucura să-și aducă aminte și când avea vizitatori speciali, le scotea cu mâna emoționată și ni le arăta. Eu întotdeauna însoțeam pe cei care îl căutau și îi cereau sfatul. Vă gândiți la ce niveluri, nu are rost să vă spun, pentru că la Nicula nu primea nici măcar consilierii. Nu, zicea, 3 zile fac administrație la Cluj și 3 zile lucrez la Nicula și nu primea și nici la telefon. Era destul de zgârcit. Era zgârcit cu el, de fapt. Și poate cu aceasta să închei și să mă întrebați dumneavoastră. La mănăstirea Nicula lucra preț de, zicea el, 14 ore. Zilnic. Dimineața lua micul dejun, după rugăciunile din capelă, și acesta mă anunță, nu-l uit, că v-am zis de carte de rugăciuni și psaltire. Îi plăcea foarte mult psalmii lui David. Și după ce i-a diortosit, el n-a mai scris poezie. Nu s-a mai putut compara cu nimeni și dincolo de Arghezii era David. Și a renunțat la a mai scrie poezie și plăceau foarte mult psalmii și din ei se ruga. Luau micul dejun și cafeloaia. Aveau ei cu maica Galinea și diminutive, nu mai era cafeloaie, era loaie. Pentru că după masa la 4 mai luau o cafeluță, nu mai era cafeluță, era luță. Și avea și o poveste frumoasă și în spiritul mitropolitului și de aceea vă și spun. Zicea el că se întâlnește Nora cu soacra și Nora avea în mână o cafea și zice soacra, unde mergi cu cafeloaia aia? Și Nora zice, la dumneata, mamă, soacră, la mine cu cafeluța asta. Da. Și acolo era povestea lui și dimineața era loaie și după masa era luță. Și după aceea lucra până la ora 2, la ora 2 lua prânzul, de obicei singur. În ultimii ani, mai des cu mine, e adevărat, el vorbea, nu eu, așa cum vorbesc eu despre el. Și după aceea se odihnea, se așeza într-un fotoliu foarte comod, pe care mi l-a comandat și eu am făcut ascultare. Și la 4 bea cafeluța și se apuca iar de lucru. Și seara târziu ieșea de obicei pe balconul de la mănăstirea Nicula, unde se vede Bobâlna în depărtare și se bucura nespus de apusul de soare, care, zicea el, îi răsplătea toată ziua de muncă. E adevărat că acolo, pe balcon, bea și un par de țuică, că urma cina. Nu consuma ziua. Seara, totuși, bea un pahar de țuică. După aceea, asculta știrile, și asculta muzică clasică. Avea așa o CD-tecă sau cum se zice, nu știu, avea multe CD-uri, inclusiv de când era în America și asculta, era foarte îndrăgostit de muzica clasică și o cunoștea foarte bine, dar putea să vorbească despre ea ca orice meloman care era în cauză. Da, deci muncea foarte mult și se bucura inclusiv de un apus de soare care îl socotea o răsplată din partea lui Dumnezeu. Eu, dacă nu l-ați cunoscut personal, dacă îi veți citi cărțile, dacă îi veți citi memoriile, dacă îi veți citi continuarea memoriilor, adică cartea avea ultima, da, și cea mai importantă, pe care el a comandat-o cumva, da, tot o muncă comună, să știți că n-am muncit singur la ea,
ci mai mulți am avut acolo contribuție, precum și el, să știți că la Diortosirea Bibliei a cerut păreri. A publicat așa în fascicole întâi și a trimis cărțile la alți critici care să-i spună dacă a tradus corect, dacă n-a tradus, dacă sensul este bun, dacă nu. Și a primit și a luat în considerare, să știți. Da. Și acesta este o mare libertate, adică se vede spiritul unui om foarte, foarte liber și responsabil. Deci încă o dată îl veți cunoaște foarte bine. Dacă îl veți asculta, sigur, la predici, că acum sunt foarte multe pe internet, de asemenea, vă veți îndrăgosti de el. Eu nu-l mai ascult la predici, că m-a influențat prea mult. Și dacă îl mai și ascult, atunci o să și vorbesc ca el și o să tun și să fulge. Și totuși eu mă gândesc și la preasfințitul Vasile, care în pandant cu mitropolitul Bartolomeu a încercat să îmi insufle un anume duh care l-aveți voi aici. Și mă bucur de acest lucru. Eu l-am simțit și pe preasfințitul Vasile în această seară și am fost foarte atent când am zis rugăciunile să nu zic Vasile, nu Bartolomeu, știți? Că se putea întâmpla. Vă mulțumesc tare mult, mă bucur că suntem împreună. Părinte, a zis 40 de minute, dar putem câteva zile să stăm, da, ca o șezătoare pe termen lung, și să povestim despre mitropolitul. Sigur că sunt amănunte, poate, pe care le și știți dumneavoastră și dintre cele pe care vi le-am povestit. Însă omul acesta a fost și rămâne un reper pentru biserica noastră, pentru istoria noastră, pentru țara noastră și avem multe de învățat de la el. Și ar trebui, poate chiar în școli, învățat, pentru că el poate fi asimilat la multe discipline, să știți, la multe discipline, care sunt ignorate astăzi, precum este istoria României, este ignorată, nu? Literatura noastră este ignorată și n-ar trebui, pentru că noi am avut și avem, iată, niște oameni foarte, foarte valoroși. Mulțumesc, Părintele Ciprian, vă mulțumesc tuturor și celor văzuți și nevăzuți, că bănuiesc că este și dincolo de noi. Cineva vă întreabă, o să puteți spune și întrebări cu glas tare, nu numai pe pilețel. Cineva vă întreabă dacă ne puteți împărtăși cea mai dragă amintire cu mitropolitul Bartolomeu. O îmbrățișare. Era zgârcit. Avea conștiința că nu trebuie copiii sărutați numai în somn. Și de câteva ori, când m-am dus la el, m-a întrebat, ce mai faci tu, Dimitri? Nu mănăstirea, nu obștea, nu... Tu, ce mai faci tu? Dar pot să le număr pe o mână. Și atunci m-a și îmbrățișat. Da. Care era relația dintre preasfințitul Vasile și înaltul Bartolomeu? Cum între duhovnic și fiul duhovnicesc. Da, păi devenise duhovnicul lui. Era pândantul lui Bartolomeu. Deci ultimul duhovnic al mitropolitului Bartolomeu a fost preasfințitul Vasile, după Arsenie Papacioc, penultimul duhovnic. Am fost la întâlniri, așa când se spovedea și la Arsenie Papacioc. Dar ultimul duhovnic a fost Vasile. Și a fost compensația pe care și-o dorea în ceea ce îl privește pe el. Spunea, eu n-am fost niciodată duhovnic, în adevăratul și înțeles al cuvântului. Ori preasfințitul Vasile este. Și și-a dorit să aibă această latură pe care el n-a avut-o. Și aceasta a fost logica pentru care a fost ales episcop vicar și atunci și la alegere a spus îl facem episcop, dar rămâne duhovnic. Da. Și așa a și fost. Da. Deci a fost ceea ce-i lipsea lui. Da. L-a completat. I-a completat personalitatea preasfințitul Vasile. Am așa și la preasfințitul Vasile era frică de el. Da. Da, ascultam mitropolitul în partea meu de Vasile, da. Cel mai greu e să fii între ei doi, știți? Și acolo am fost eu. Care erau lucrurile care îi aduceau cea mai mare bucurie și plăcere în altul lui Bartolomeu? Să nu-l auzi. Da. Și dacă vreți să te contrazici cu el.
aveam momente de acest gen, că venea plin de toate de la Cluj și eu n-am priceput de la început cum să pun problema, că n-am știut, că n-am avut experiență, eram foarte tânăr. Și cum era el de împovărat, îl mai împovăram eu cu ale mele. Și atunci mă bubuia, pentru că avea nevoie el să se descarce. Și am învățat așa. Când venea la Nicula, îl ascultam eu pe el. Și îmi spunea toate problemele eparhiei. Eram la curent cu totul. Dar era și invidie pe tema asta. Și doar a doua zi mă duceam eu la el, la o cafea sau la prânz, și îmi spuneam problemele mele. Am învățat acest lucru. El m-a învățat, de fapt, până la urmă. Și erau momente în care venea și în ceea ce mă privește, sau mănăstirea, sau așa, venea informat greșit în general și el era convins și închidea ușa după el și rămâneam amândoi în birou, biroul meu. El stătea pe scaunul meu, eu stăteam acolo smerit și mă făcea așa. Și eu tăceam, bineînțeles, că n-aveam ce să fac. Și după ce termina, mă desfăceam aici la gât, așa frumos, și ziceam, nu, acum pot să zic și eu. Și zicea, poți. No. Și ziceam, și stătea așa pe gânduri și zice, bine, care e soluția? Asta, mergem pe mâna ta. Da. Dar îi plăcea și să cumva să-l confrunți, dar sigur, nu, închipuiți că în ce termen, nu, da, tot să rămână, nu era... I-am făcut și metanie, dar ei, au trecut. Era în alt presimțit un om aspru? Era, cum să nu. Dar zicea așa, că mai degrabă ieri decât pedepsesc. Da. Zice, atunci când pedepsesc, mă gândesc mult și îndelung. Când trebuie să ier sau să dăruiesc, nu mă gândesc. Da. Da. Cum era relația? Era firea, știți, era... firea lui, pentru că trecând prin atâtea încercări ale vieții și dezamăgiri, mai ales din partea oamenilor, prietenilor, era firesc să n-aibă încredere. Foarte greu îi câștiga încrederea mitropolitului Bartolomeu. Și dacă îl dezamăgeai, nu mai ajungeai la el. Știți, avea un cuvânt mitropolitul de odinioară, Daniel, acum patriarhul nostru, când avea un personaj de genul, zicea, da, te binecuvântăm și te uităm. Da. Nu dădeam înapoi la decizii. Și aici l-am mai spus această poveste. Tot de la el l-am învățat pe el, că altfel nu aveam cum. Dacă mă duceam să-i cer un sfat sau o decizie și era soluția da sau nu, putea să fie și nu. Și dacă zicea nu, nu mai se întorcea. Și atunci am învățat să mă duc cu da sau da. Și atunci alegea dintre cele două, dar și atunci pentru mine era bine. Sau, am mai învățat, asta era un pic de viclenie monahală, că știți în alt preasfinția voastră, mi-a zis atunci că ar trebui să fac într-un anumit fel lucruri. Păi dacă am zis eu, ce? Da, era aprobată. Da. Legat de astimea aceasta, era aspru și relațiile sale cu obștea credincioșilor, cu turma? Nu. Avea o mare calitate. El primea în audiențe doar o dată pe săptămână. Și știa să-și schimbe starea de la un om la altul. Dacă cineva intra în biroul lui și îl tulbura, când intra următorul, nu era tulburat. Adică știa să intre imediat în pielea celuilalt foarte bine și să-l asculte și să... Nu. Și mai ales cu oamenii, nu, cu credincioși. Și cu noi, da. Că avea el așa niște experiențe și cu preoții și cu călugării. Dar cu credincioșii, în general, nu. Nu. Cred că i-ar fi îmbrățișat pe toți, așa cum zic eu, în ultima vreme, în iubire, da. Care au fost cele mai valoroase virtuți pe care le-ați admirat la înaltul Bartolomeu? Alea care mi s-o potrivi mie. Da.
Știți când m-a pus tare, știți și povestea asta. L-am întrebat, în al preasfințite, cum procedez? Deși el mă știa destul de vigilent, așa, și mă pusese înainte preot militar și îmi spusese că ai aliură de ofițer, așa, și da. Și după aceea când m-a pus tare, zicea că o căuta de mult un asemenea gen. Cum să fac? Cu administrația, cu... Da. V-am zis că i-am tăiat chitanță când i-am făcut casa. Și după aceea, să știți că el tot ce consuma, în fine, la Nicula, plătea. Nu. Din când în când făcea câte o donație în mănăstiri. Considera că este necesar să facă lucrul acesta și să nu rămână dator. Nu-i plăcea să fie dator, că nu știi niciodată ce-ți cere. Da. Și trebuie să plătești mai scump decât. Și... Ce virtuți... Da, mi-a spus așa, mi-a spus, ascultă la mine, în mănăstiri sunt două contabilități de obicei, una știută și una neștiută, ca să se chivernisească bine banii și să se facă multe lucruri. Zice să știi că eu nu sunt de acord și n-am să-ți țin partea. Și al doilea zice... Să ții minte de la mine. N-ai numai prieteni, ai și dușmani. Și atunci, v-am zis, i-am tăiat și lui chitanță. La toată lumea tăia chitanță. Da. Le am și acum, să știți, multe de. Da, era un om al dreptății, al corectitudinii. Nu, el n-a trădat, și, dar a simțit trădarea. Și a fost omul care a încercat pe noi toți să ne facă ca și el. În sensul acesta, în sensurile acestea. Da, era tare dezamăgit când, de pildă, la un moment dat a trebuit să se facă o licitație și, nu la mine, la Nicula, o licitație și, de fapt, ofertele erau de la același ofertanță, cum se zice, da. Și atunci a fost foarte dezamăgit, foarte dezamăgit, că o afla de desubtul și, da. Era omul corectitudinii. Știți, de exemplu, vă dau și acest amănunt. La un moment dat s-a vrut o parcare mare sub statuia Avramiancu, în fața catedralei noastre. Și nu numai că s-a dorit, ne-au furat terenul. Ne-am trezit, piața Avramiancu este proprietatea noastră, episcopiei. Ne-am trezit că pe cartea funciară nu mai există episcopia. Și trebuie să-i dăm în judecată pe primar, pe primărie, pe consiliul local și să recâștigăm proprietatea noastră. Cum s-a ajuns să fie înscrisă pe primărie și nu a rămas pe noi, asta a fost o taină mare și rămâne. Dar au vrut să facă o parcare până, aproape până sub catedrală. Și au încercat prin diferite mijloace, sigur, că no, vom avea un câștig mare noi pentru toată istoria asta. El știa că locul pe care s-a construit catedrala nu era unul foarte stabil. Era un fel de groapă, nu știu dacă de gunoi, dar oricum o groapă imensă acolo. Și avea conștiința aceasta că nu este bine să te atingi de catedrală, să te apropii de catedrală cu nicio săpătură. Pentru că o pui în pericol. A fost foarte greu de înțeles acest lucru, dar a fost foarte ferm. Și să știți că el era în stare și a fost în stare din avonul catedralei să spună lucrurile acestea pe care vi le spun eu. Din avonul catedralei spunea și spunea și pe nume la primarul care era atunci. Da, să știe că n-are dreptate. Și primarul se smerea până la urmă și tot prietenii rămâneau, că în altul găsea formule să îi țină aproape. Era un om care iubea foarte mult copiii. Știți că el, după ce predica, se așeza pe un scaun în dreapta iconostasului, în stânga dumneavoastră, și după ce se împărtășea, el predica înainte de împărtășirea credincioșilor, treceau copiii și se împărtășeau și
primeau câte o bucată mare de prescură, fiecare copil, îi mai și ținea pe brațe, le mai și finanța școala, așa au rămas bursele Mitropolitul Bartolomeu, le mai cumpăra câte o vioară la o fetiță care avea aceste calități, dar n-avea cine să-i o cumpere. Da. Iubea animalele. Da, avea un câine la Nicula Bârsan. Noi nu ne puteam apropia de el și când intra în satul Nicula, câinele simțea motorul mașinii. Mașina e acum aici afară. Da, simțea. Câinele deja ieșea din cușcă și se învârtea, l-aștepta pe Mitropolitul Bartolomeu. Bârsan era un ciobănesc carpatin și avea el o mănușă unde era un cup de zahăr și se ducea la Bârsan și numai pe el îl accepta. Cine dădea de mâncare, dădea cu bățul, așa. Da. Cineva vă întreabă că ce v-ați dori să-l întrebați sau să-i spuneți? Nu. Și a rămas nespus. I-am spus. Și în chilia mea are loc acolo special, ca o icoană, alături de Preasfințitul. Și dacă mă uit pe geam, îi văd mormântul și statuia. Și, nu. Și dacă mă uit în oglindă, da. Care sunt trăsăturile definitorii ale omului Bartolomeu? În afară păi, am mai vorbit, da. Iubea mult țara. Ceea ce lipsește astăzi, da. Iubea mult biserica. Și era foarte responsabil pentru... Și era supărat. Și știți, așa, printre ultimile lui cuvinte, dialogul nostru, îmi spunea, când nu mai avea puterea și forța, sau, în fine, nu mai era atât de ascultat și de... Îmi spunea, Părinte Dumitru, miile hamite. Miile hamite, da. Își iubea țara foarte mult și biserica și simțea că nu poate face cât și-ar fi dorit să facă. Ce sfat sau îndemn ați preluat de la înalt Bartolomeu și l-aplicați în viața noastră constant și negreșit? Păi v-am zis, o cărămadă deja și din astea, da. Am învățat să nu dau înapoi. Dacă mă gândesc la Preasfințitul Vasile, atunci îmi fac reproșuri. Dar este important, cred eu, așa cum era Mitropolitul Bartolomeu, să știm până unde trebuie duse lucrurile și până unde nu. Dar asemenea Mitropolitului Bartolomeu, pentru că era o competiție între ei oarecare, a fost stareța de la Râmeț, Maica Ierusalima. Poate ați cunoscut, o trăiește și astăzi. Da, și Proin stareț acum, este altcineva stareță. Și când am ajuns eu stareț, am fost în vizită la Maica Ierusalima. Și îmi spune, no, ai ajuns stareț la Mănăstirea Nicula. Ascultă la mine, șoldoveanule, îmi zicea ea. Eu sunt născut șoldovean, dar nu făcut, că-s făcut aici în Ardeal. Mama aici. Și zice, dacă vrei să fii un stareț adevărat, să ții minte, niciun pas înapoi. Maica stareță de la care, ca să fac legătura, era între ei așa un pic de... La o sinaxă, la prima sinaxă mitropolitană de la noi, după ce s-a înființat Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, și am fost toți stareții și exarhii și toți ăștia de peste tot. Acolo a fost Părintele Rafael Noica, au conferențiat și acolo Maica stareță s-a ridicat și i-a spus Mitropolitului Bartolomeu. Toată lumea zice că sunteți leu Ardealului. Nu sunteți, i-a zis. Și i-a spus motivul că... Vezi, Doamne, o maică din mănăstirea ei a plecat fără binecuvântare și în altul, nu noi, în altă eparhie a primit-o și că în altul să facă dreptate, că nu se poate fără binecuvântare. Și
Da, era vorba de o stareță. Nu. Că Maica Stareță de Ierusalima, au făcut așa o școală acolo de starețe. Vă dau un nume acum, de exemplu, stareța de Filofteia, care mi-a fost colegă de clasă, de la Bârsana. Nu știu dacă nu era chiar despre ea vorba, dar fine. Și zice, nu sunteți leoardealului, că trebuie să faceți dreptate. Și atunci răspunsul lui, care vi l-a mai spus, a fost, Maica Stareță, în fine, rezolvăm noi problemele alea administrative, dar nu îmi place că mi se spune leu ardealului. Pentru că leul este regele animalelor, dar îmbătrânește, îi cad dinții, nu mai poate să hrănească singur, nimeni nu-l vânează și moare de foame și îl mănâncă furnicile de viu. Și mie nu îmi place să știu că mi se va întâmpla așa. Nu știu dacă s-a întâmplat, dar mai este vreo întrebare? Cred că trebuie să ne apropiem de sfârșit. Trei. Da, era solitar. Da. Zgârcit, așa, în atitudinea asta foarte... Acum noi spune la toată lumea, te iubesc, te îmbrățișez, te... El nu. Era... Avea tot, adică firescul lui, așa, vedeți, în prezență de astea care te impresionează din start. Adică simpla prezență te emoționează cuiva sau te... Da, nu mai apărea că te inhibă, dar... Da, era intimidant, da. Și îi plăcea să fie. Chiar îi plăcea. Da. Da, în realitate nu au avut ce nici. No. Deci, noi am fost mulți ucenici de-ai lui, dar nu în sensul strict pe care îl cunoaștem noi, știți, așa cum eu am fost ucenicul preasfințitului Vasile și nu eram ucenicul lui Bartolomeu de pildă, știți, în sensul duhovnicesc, așa cum, nu. El nu avea, în primul rând, nu spovedea, știți, foarte rar spovedea, bine, l-a spovedit pe, ce știu eu, pe paleologul, probabil, sau pe părintele acela din America, care mă mutat la Petru Vodă, Gheorghe Calciu Dumitreasa, înainte de a muri, sau intelectual de ăștia de foarte, așa, care n-au murit până n-au venit Bartolomeu să-i spovedească, știți? Că el zicea, Bartolomeu, un intelectual trebuie spovedit altfel decât un mirean obișnuit. Da, că ăștia sunt mai dăcoși, sunt mai altfel, da. Știu să spună păcatelor niște termene, așa că nici nu pot să-ți închipui ce eu. Ce-i păcat? El aici dracu, cred că nu știe. Da. Deci în sensul ăla el nu era. De aceea și-a dorit să aibă un episcop vicar duhovnic ca să-i completeze latura lui asta care lui îi lipsea. El a fost și mult diacon, știți? El a ajuns mai târziu preot. Da. Așa că acolo cred că era problema lui. Deci strictul duhovnicesc, așa cum știm noi că sunt ucenici, eu... Mai zic și nu știu cât e de corect, este o diferență între ucenici și fiii duhovnicești, știți? Nu? Ucenicul intră foarte departe în duhovnic, foarte tare. Da. Fiul duhovnicesc, mai, da. Vine acolo, aici aveți clepsidră, am auzit. La ușa de spovedit. Nu mai aveți. Da, nu clepsidră. Ceas electronic. Da. Tot în privința unor relații mai speciale și mai aici nu aș bucura să spuneți, cum era relația dânsului cu politicienii și cu autoritățile locale? Mai ales că suntem obișnuiți că biserica e foarte servilă în general cu mai mari. Deci eu vă zic că am fost de față la câteva întâlniri cu politicienii și politicianul respectiv și-a schimbat ceasul de pe o mână pe alta. În
ca să țină minte, ca să țină minte ce a zis Bartolomeu. O zis, acum îmi schimb ceasul ca să țin minte. Da, deci era așa. Nu. Și o făcea și la Nicula, știți, în predicile lui. Adică nu ierta. Dar acum să vă zic una tot așa mai de suflet. Venea Petre Roman pe vremea, când era primul ministru la... Așa, și mitropolitul nu venea de cu seară, venea dimineața la Nicula. Și la un moment dat, între Cluj și Gherla, poliția îl trage pe dreapta pe mitropolit și trece coloana lui Petre Roman, că era primul ministru. No. Dar a observat primul ministru și a oprit și l-a băgat în coloană și pe mitropolit. A urcat, au făcut slujba și a zis mitropolitul Bartolomeu, am observat, domnul primul ministru, ca să rămâneți pe stânga, m-ați tras pe mine pe dreapta. Da. Da, și despre asta sunt întrebări. Că l-ați cunoscut ca un om al umorului și al umorului bun. Da. Avea chiar și, zicem, bancuri. Da. Zicea, plăcea de-a lui Păstorel, sau cum? Păstorel, da. Teodorel, da. Pe drumeagul din Cătun trecea un rus și un tun. Tunul rus și rusul tun. Da. Avea el așa, da, câteva frumoase, foarte frumoase și morale. Da. Zicea el, decoltate nu. Da. Bine, haideți să, da, să zicem o rugăciune. La foamei unii, da, cred că nu aveți să... Păi haideți să servim de acolo. Sau ce era? Greva foamei? N-am înțeles. Facem noi imediat. Deci eu am încercat și în Cluj să facă de două ori greva foamei. Una pentru Biserica Schimbarea la Față, da? Unde este acum Biserica Nouă. N-au vrut să dea autorizație autoritățile Bucureștiul și Clujul, pentru că, vezi, Doamne, zona de monumente istorice. Și atunci s-au instalat acolo cu bastonul și eu zis Gavrilescule, eu zis la Părintele Gavril, vorbește cu comandantul să-mi aducă aici un cort militar și eu nu mai plec până nu vine autorizația, pentru că românii n-au avut în cetate biserică niciodată. Și acum e momentul să facem biserică în cetate, nu se mai poate. Și s-au pus acolo în față, așa, și-au venit primarul, a venit prefectul, președintele, și-au venit și telefonul de la București că s-au dat autorizația. Nu mai trebuie. Și tot așa s-au dus pe Avram Iancu, unde este acum școala noastră, clasele 1-4, da? Era școală de muzică sau... Așa, și am cerut retrocedarea ei, era a noastră. Acolo a fost mănăstirea Sfânta Elisabeta, acolo a fost mănăstirea inițială. Și avea legătură cu biserica de pe deal, cea mai veche biserică ortodoxă din Cluj. Și nu știu de la ce slujbă venea, da, și s-a dus acolo în poartă și a zis, no, din momentul ăsta școala asta e a noastră, pentru că a fost dintotdeauna noastră. Gavrilescule, ia Livieru, și s-a dus să-l lua Livieru din mașină, că atunci era încă Liviere. Levier. O rangă. Și o băga ranga în lacăt și el o spart lacătul, mitropolitul. O spart lacătul. Și dacă tot așa, intra în grevea foamei, dacă nu s-a atins nimeni de el. A venit tot și o da hârtie că e școala noastră. Da. El era mitropolitul Bartolomeu. Hai să zicem tatăl nostru. Sau cuvinese.